Bună ziua! Stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni, astăzi vin către dumneavoastră cu poziția fracțiunii socialiștilor vis-a-vis de furtul secolului. Deja au trecut mai bine de 6 ani și poporul Republicii Moldova, bugetul public național, continuă să plătească din buzunarul său, din buzunarul public, pentru miliardul furat. În loc ca acești bani să fie utilizați pentru majorarea salariilor, pensiilor, pentru sprijinirea agricultorilor, repararea drumurilor, crearea noilor locuri de muncă, acești bani, banii publici, au ajuns în buzunarul unor hoți, iar guvernările pro-europene au impus să plătească această datorie tuturor cetățenilor. Vă aducem aminte datoria publică, urmarea acestor furturi bancare, s-a produs datorită poziției Parlamentului și Guvernului din anii 2013, 14, 15, 16, atunci când la conducere Republicii Moldova s-au aflat așa zisele, da, guverne pro-europene. Au fost modificată legislația cu privire la garanția de stat, au fost modificată legislația cu privire la Banca Națională. Acești pași, aceste acțiuni au făcut posibilul scoaterii din afară țării a sumelor impunătoare de bani. Urmarea acestor lucruri, Guvernul Republicii Moldova a luat dispoziții, decizii secrete, nocturne, privind acoperirea banilor furați din bugetul Băncii Naționale. După care, Guvernul a dat garanții Băncii Naționale și Guvernul practic a răspuns pentru acea gaură produsă urmarea unei hoții de proporții. Urmarea acestor lucruri, Guvernul Republicii Moldova în acea perioadă urma să asigure și acești bani în bugetul public național și a contractat, acreditat din afară țării, suma de 14 miliarde de lei, care cu procente, cu dobândă, practic astăzi reprezintă 25 miliarde de lei. Atâta 25 miliarde de lei costă bugetului public național acel furt bancar. Vedem că unele partide de dreaptă se laudă că vor aduce careva bani străini în Republica Moldova. Avem o întrebare foarte simplă și totodată logică. De ce ar trebui să contractăm, să creditem bani din afară țării dacă avem proprii bani? De ce trebuie să achităm miliardele furate din buzunarul poporului, din buzunarul oamenilor, dar să nu folosim banii noștri în interesul țării? Partidul Socialiștilor în această legislatură, în legislatura 10, de 2 ori, a încercat să anuleze această lege a miliardelor. Am argumentat foarte simplu că absolut toate partide care au ajuns în Parlament au promis cetățenilor în 2019 că vor anula această lege scandaloasă a miliardelor, care a trecut banii furați pe seama bugetului public național. Însă Curtea Constituțională, fiind ghidată politic de președintele țării Maia Sandu, a anulat de 2 ori aceste decizii a Parlamentului Republicii Moldova. Din păcate, noi observăm că sistemul de justiție la nivel cel mai înalt nu apără interesul public, ci continuă să ajute acei hoți care pe timpuri au furat banii și le-au pus pe seama cetățenilor. Asta e ca și cum un oligarh ar împrumuta din bănci $1 miliard, iar toți cetățenii ar fi obligați să plătească pentru a întoarce acest miliard. Credem că nu este cel puțin corect acest lucru. De aceea venim astăzi cu informația că fracțiunea socialiștilor, un grup de deputați, a atacat la Curtea Constituțională legea cu privire la garanții de stat aprobată de Guvernul Republicii Moldova în anii 2014-2015. Am apelat la Curtea Constituțională cu privire la acea lege ca să fie exercitat conform controlul constituționalității acestei legi cu privire la miliarde furate. Considerăm că urmarea acelor acțiuni s-a prejudiciat nu doar interesul public național, dar totodată a fost atacat direct poporul Republicii Moldova. Și considerăm că acea lege la sigur poartă un caracter neconstituțional. Solicităm în altei curți să ia poziția clară referitor la protejarea drepturilor constituționale cetățenilor Republicii Moldova. Considerăm că Curtea Constituțională urmează să anuleze această lege cu privire la asigurarea, da, miliardelor furate.
Considerăm că Curtea Constituțională urmează să restabilească ordinea constituțională și să constate că poporul Republicii Moldova nu poate fi obligat să achite acele miliarde furate. Acele miliarde urmează să le achite hoții, acei oameni, persoane, grup criminal care nemijlocit a participat la scoaterea banilor din bănci. Acele furturi de proporții au fost posibile datorită unui cartel între Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, acei care au aprobat noaptea legi controversate, acei care au permis hoților să scoată banii din țară. Considerăm că organele de justiție trebuie să facă lumină și în ceea ce ține de Banca Națională, care a contribuit la fel prin acțiuni sau lipsa acțiunilor, a contribuit la acel furt. Iar Curtea Constituțională trebuie să constate că legea cu privire la garanții de stat este una neconstituțională. Vom aduce mai multe argumente juridice în fața înaltei curți atunci când sesizarea noastră va fi examinată nemijlocit. Vom aduce argumente că nu există niciun temei constituțional care ar apăra dreptul guvernului la aceste măsuri. Considerăm că această lege trebuie anulată ca fiind contrară Constituției, legilor țării și bunului simț. Aceasta este poziția noastră. Noi niciodată nu vom accepta ca bugetul public național să achite banii furați. Considerăm că din banii, din bugetul public, se achită pensii, salarii, se fac proiecte, inclusiv, apropo, din bugetul public național se achită și salariile judecătorilor la Curtea Constituțională. Și considerăm că este misiunea noastră a tuturor, inclusiv și a cursei constituționale, să restabilim dreptate, să anulăm legile scandaloase care au pus pe seama cetățenilor acei bani furați, miliarde. Considerăm că această măsură este strict necesară, deoarece și astăzi Guvernul Republicii Moldova achită dobândă pe acei bani care până la urmă au fost creditați din afara țării. Repet, deja sunt 25 de miliarde de lei. Au fost contractați 14 miliarde de lei. Cu dobândă, cu deservirea, Republica Moldova trebuie să achite 25 miliarde lei. Așteptăm decizia Curții Constituționale referitor la desfășurarea ședinței privind examinarea demersului sesizării noastre. Vom fi foarte activi și vom cere de la Curte anularea legii miliardului. Asta am vrut să vă comunicăm. Mulțumim!